v-am găsit la o nouă ediție a rubricii Întrebarea Zilei. Sunt Zmaranda Cioban, iar astăzi îi vom întreba pe Zălăuan ce părere au despre veniturile persoanelor în vârstă. Astfel, o problemă a societății noastre este ajutorul oferit pensionarilor și, dacă ar fi să vorbim mai concret, pensiile mai mici. Însă, haideți să vedem ce părere au locuitorii Zalăului despre acest aspect. Potrivit ultimelor statistici în domeniul publicitate de Institutul Național de Statistică, în anul 2016, nivelul de trai al persoanelor de vârsta a treia s-a degradat în timp ce prețurile au scăzut. Numai puțin adevărat este că la nivel național, aproximativ 2,3 milioane de persoane au pensii mai mici de 800 de lei, după cum informează Casa Națională de Pensii Publice. Peste 90% dintre aceste persoane primesc pensii pentru limita de vârstă, fiind astfel incapabile să găsească surse de venit suplimentare. Pentru a avea o imagine mai clară asupra problemelor cu care se confruntă vârstnicii, am ales ca astăzi să aflăm punctul de vedere al locuitorilor Zalăului despre valoarea pensiilor. Ca atare, întrebarea zilei este: ce părere aveți despre valoarea pensiilor? Vă descurcați cu pensia. Există o prevedere legislativă potrivit care ar trebui să se facă o schimbare în ceea ce privește pensia? Ar trebui. 1.700.000 dau la soțul pe medicamente, 700.000 mie și n-ajung banii ăștia. Pensiile foarte mici. Foarte mici. Pentru noi sunt mici. Stai la bloc cu 4 camere, unde să mergi? El vinzi, ce faci cu el? Nu capeți atâția bani ca să-ți cumperi. De multe ori se spune că pensia unei persoane nu ajunge nici măcar pentru coșul zilnic pe lună. Da, este. Și medicamente, și eu cum am diabet, totul. Iară, suntem bolnavi amândoi, nu ajung banii ăștia. Banii ăștia nu ajung, foarte puțin. Din această sumă, bănesc că trebuie să dați o sumă destul de mare și la stat. Păi, trebuie să... Noi acum 38 de milioane am plătit pentru bloc. Și am avut jamurile și vecina nu a avut și tot 38 de milioane. Eu plătesc și vecina ca și mine. Aia dreptate? Nu e dreptate. Ar fi necesar ca pentru persoanele mai în vârstă să fie taxele mai mici sau să existe numai... Ar trebui să fie ceva magazin, noi pensionarii, să cumpărăm de acolo, cum sunt la orașele mari. Așa ar trebui să fie în orașele mari. Eu așa am văzut la televizor. Este magazine cu prețuri mai reduse, mai ăsta... Așa nu poți să-ți permiți ca să poți să ai ceva până casă? Într-adevăr, nu sunt suficiente, dar eu mă gândesc la o familie care are doi copii și lucrează unul. La ce face? Deci ar trebui la tineretul încurajat tineretul să facă copii și să... pe mame să le ajute, dar nu că mamele să stea acasă, mamele să meargă să și lucreze și să aibă o indemnizație pe lângă salariul pe care îl fac, pe care îl desangajate. Credeți că se descurcă persoanele în vârstă cu acea sumă pe care au? Eu nu știu cât e ăla, dar după salarii, cred că sunt acceptabile. Să stai tu acasă sau să mergi la lucru pentru atâta, eu cred că sunt acceptabile, poate. Poate. Dar salariile sunt mici, aia e. Nu zic că nu se descurcă sau se descurcă, dar salariile sunt mici. De ce spuneți că sunt mici salariile? Cum? Este o problemă în sălaș faptul că ar fi mici salariile pentru bugetar, pentru angajați la companii private? Eu cred că la companii private, poate la bugetare sunt mai mari salariile. Considerați că se descurcă persoanele în vârstă cu venitul acesta din pensii? Am înțeles că trebuie să plătiți și alte taxe pe lângă acestea. Aici e o altă discuție. Pensiile într-adevăr sunt mici, doar cele speciale sunt mari. Dacă ar fi pentru toți egalitate în funcție de cât a cotizat fiecare, poate că ar fi mai bine. Dar dacă se dau la cei mai speciali din România, li se dau pensii exagerate, nu mai rămân pentru noi. Și așa că putem să, degeaba vorbim, că tot nu putem să rezolvăm nimic. Eu așa văd lucrurile. Nu se poate rezolva nimic. O inițiativă legislativă propusă dorește tocmai aceasta, ca pensionarii să fie oarecum protejați și de a se mări pensiile.
Ar fi bine, dar eu nu văd cum sunt pensionarii protejați. Odată că ajung să se îmbolnăvească și vă dați seama că nici bani nu mai au. Nici bani nu mai au de medicamente, de... Nu știu, nu-i cazul meu, eu mă descurc. Ar trebui statul sau administrația locală să ajute persoanele în vârstă dintr-o localitate? Nu. Nu, pentru că ni se măresc impozitele mai mult ca să ajute ce? Să ajute pe cine să ajute? Că sunt destui defavorizați pe care să-i ajute. Nu asta ar trebui. Pentru fiecare cât a cotizat să-i se dea corect pensia. Pe lângă alimente și produse de uz cotidian, persoanele în vârstă sunt nevoite să cumpere medicamente costisitoare, care de multe ori reprezintă o mare parte din pensia obținută. Nici plata utilităților nu este o cheltuială derizorie pentru aceste persoane care au muncit toată viața, iar la bătrânețe de abia reușesc să își împartă veniturile de la o lună la alta. Executivul și politicienii promit să ofere sprijin pensionarilor, dar după cum poate fi observat, ajutorul întârzie să apară. Sperăm ca inițiativa legislativă privind derularea programului de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse să fie adoptată de Senat și Camera Deputaților. Dacă va fi adoptată, suma obținută din cuantumul taxei de solidaritate socială, care va fi plătită de firmele mari, va fi utilizată pentru creșterea tuturor pensiilor mai mici decât salariul minim pe economie. Precizăm că taxa de solidaritate socială aplicabilă va fi de 1% din profitul anual al fiecărui operator economic, care are cifra anuală mai mare de 4.440.000 de lei. După cum ați observat din răspunsurile persoanelor intervievate, și salariile, dar și pensiile sunt mici. Nu doar pensiile, adică veniturile persoanelor în vârstă sunt o problemă la noi în municipiu, dar și salariile. Astfel se observă că, într-adevăr, acea zicală potrivit căreia românii nu au bani se adeverește și la noi în județ. Cam atât pentru astăzi. Vă așteptăm și data viitoare la o nouă ediție a rubricii Întrebarea Zilei. Până data viitoare, toate cele bune!